Viața lui Cervantes, prima parte, începutul aventurii. Aceasta este povestea lui Cervantes, cel mai mare scriitor spaniol, autorul miracolului care se numește Aventurile iscusitului Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Aceasta e cartea cărților. E poate aceea care a atins cel mai mare număr de ediții din lume, aceea care a fost tălmăcită în toate limbile cunoscute de civilizație. Citirea ei nu este o îndelenicire de lector, ci un orgoliu de om. Dar cine a fost Cervantes? Un om pe care angrenajul societății în care trăia l-a lovit, purtându-l din sărăcie în sărăcie, din dezamăgire în dezamăgire. A suferit, ca și Don Quixote al său, un destin de vitregii. Pentru a-i cunoaște cu adevărat viața ca un roman, citiți rândurile care urmează. Alcala de Henares era, prin 1547, un micuț oraș spaniol, nuanțat în tonuri verzi de malurile râului său. Aripile deschise ale lui Octombrie trimiteau cele din tâi suflări de vânt tomnatic asupra studenților, mulțumiți să uite disputele teologice și mâna aspră a arhiepiscopului de Toledo, care apăsa greu asupra colegiilor conduse de el. Dintre acestea, cel mai important era colegiul San Ildefonso, întemeiat de cardinalul Cisneros. Cine ar fi putut ghici că acea lună a lui Octombrie a fost atât de darnică cu literele spaniole? Nimeni. Minunile sunt hrăzite națiunilor pe negândite. Întâmplarea a făcut ca, într-o casă destul de sărăcăcioasă și de veche, locuită de felcerul Rodrigo Cervantes, a cărui profesiune era inferioară aceleia de medic și ținea mai mult de a bărbierilor, să se nască un al patrulea copil. Un al doilea băiat deschidea ochii la lumină, deși aceasta e mult spus, fiindcă mizeria unui cămin nevoiaș acoperea lumina strecurată prin ferestrele abia întredeschise ale locuinței familiei Cervantes. Mama, dona Leonor Cortinas, se căsătorise cu fiul licențiatului Don Juan de Cervantes, judecător și om de încredere al contelui de Urefia din Cordoba, în Andaluzia. Membrii familiei Cervantes y Saavedra își atribuiau mereu diferite obârși nobiliare. Viața a fost însă foarte zgârcită, mai ales cu mama. Legănându-și pruncul, se gândea că ceilalți copii ai săi nu s-au născut în zvon de cântări ca acesta din urmă. El se ivește pe lume însoțit de cântările pe care poporul le înalță într-o slava Sfântului Mihail, și Mihail, Miguel, se va numi și pruncul. Duminică, în ziua de 9 a lunii octombrie din anul Domnului 1547, a fost botezat Miguel, fiul lui Rodrigo Cervantes și al soției sale, dona Leonor. Naș a fost Juan Pardo, l-a botezat cu cernicul domn bacalaureat Serrano, preot la Biserica Sfinte Fecioare, martor fiind Baltazar Vasquez, sacristan, și eu, care l-am botezat și am semnat cu numele meu bacalaureatul Serrano. Unde s-a născut Miguel? Firește, în Spania, un regat peste mână pentru împăratul Carol V, pictat de Tizian, cel mai mare pictor al creștinătății, călare pe un cal negru. După ce fiul său Filip, cel cu barba aurie și cu privirea rece, a câștigat o bătălie, toți ochii erau ațintiți asupra lui. Lumea e zguduită. Până și solida armătura bisericii s-a văzut clătinată de Martin Luther,
iar sultanul, stăpân al trecătorilor către Orient, domnește și pradă în Marea Mediterană. Negreșit că produsele Orientului nu vor mai urma drumul caravanelor, fiindcă negustorii știu cât au de câștigat de pe urma noilor căi ale Indiilor occidentale, ale acestei Americi, privite ca mijloc de înfăptuire a tuturor visurilor, până și ale englezilor, care pândesc, ascunși în valurile atlantice, prilejul de a jefui de aur galioanele spaniole, aur ce va schimba istoria europeană odată cu cei din tâi zori ai capitalismului. Dar America este a Spaniei, ba mai mult este a coroanei Castiliei și cele din tâi neplăceri ale împăratului Carol au fost înlăturate pe măsură ce timpul i-a consolidat puterea. Lucrul acesta îl știe și Franța, care nu l-a uitat pe regele ei, Francisc I, prizonier la Madrid după bătălia de la Pavia, și-l știe până și papa. Dar spaniolii nu l-au acceptat cu surâsul pe buze pe Carol V-ul și mai păstrează în suflet unele amărăciuni pentru că au fost lăsați ultimii, în favoarea străinilor, la slujbele din preajma coroanei, pentru că au fost abolite legile protecționiste și privilegiile, distruse comunitățile lor, uciși capii lor în bătălia de la Villalar, închisă regina lor nebună, Dona Juana, care a trăit o moarte vie în castelul temnițelor de la Tordesillas. De acum, din 1547, numai câțiva ani mai lipsesc până când Carol al Germaniei se va retrage să-și murmure rugile de penitență la Iuste, mănăstire apropiată de o alta, tot renumită, aceea din Abida, în provincia Huelva, unde, cu 50 de ani mai înainte, călugări instruiți au crezut în visurile lui Cristofor Columb. Astfel, copilul Miguel se naște în clipa hotărătoare pentru istoria patriei sale. Dintr-un regat mărginaș, Spania a ajuns în fruntea noii Europe și, pentru a-și susține rangul, i-a făcut pe spanioli mândri și curajoși, îngânfați și lăudăroși, prototip de războinici și de îndrăgostiți leali. Dar micul oraș unde s-a născut Miguel este doct și plăcut. A trecut asupra-i suflul Vechiului Testament, odată cu traducerea și editarea unui extraordinar monument de știință, Biblia poliglotă din Alcala de Henares. Dar ciorile și porumbeii rămân tot aceiași. Pe ulițele sale se vinde miere din Alcaria vecină, iar soarele se izbește de turnul mănăstirii templierilor, devenită Biserica Sfânta Maria Mare, Santa Maria la Maior, așa cum se izbea și când l-au adus pe Miguel să-l boteze. Bacaloratul Serrano a prins din nou să se uimească cât de ușor e să faci îngeraș de-a lui Dumnezeu, in nomine Patris et Filii, și, după ce l-a înscris în registru, a plecat cu tatăl și cu nașul său, fără ca nimeni să bage de seamă, fiindcă muzica nu însoțește botezurile copiilor săraci. Au ajuns acasă la familia Cervantes. Poate că dona Leonoru fi cerut, dați-mi-l încoace, că fi înghețat mititelul. Și prietena ei, Luisa, i-l fi trecut ei, iar ea l-o fi primit la sân, pentru ca amândouă inimile să înceapă cea mai duioasă zvâgnire din întreaga existență umană. Care va fi destinul? Nici preotul, nici nașul, nici prietena, nici tatăl, nici bacalaureatul Pedro Bermudez, primele ființe care au stat în jurul lui Miguel, nu puteau să spună. Câțiva băiețași cântară urările, scăpătă lumina soarelui, adormiră privighetorile, iar casa învecinată cu grădina capucinilor
se cufundă iarăși în tăcerea obișnuită. Bărbatul surd, copiii adormiți. Nu e acesta un prilej binevenit de a-i scrie bunicului lui Don Juan de Cervantes, care se află în Cordoba? Une pot mai mult, va spune judecătorul și omul de încredere al contelui de Urefia. De când s-a căsătorit fiul său Rodrigo în 1532 cu dona Leonor Cortinas, numai de nenorociri are parte bietul de el. Dona Leonor o fi stăruit. Ascultă, spune-i tatălui tău că-l cheamă Miguel. Dar bărbatul ei, de atâta amar de vreme, nu mai aude. Aerul învăpăiat cântă. Cântă în acea zi de 9 octombrie 1547, deși ulițele Alcaliei n-au auzit nimic și nici locuitorii cărturărescului oraș n-au fost înștiințați prin vreo străfulgerare. Cum erau să ghicească faptul că, odată cu trecerea vremilor, fiilor și toți fiii din generațiile fiilor lor vor trebui să învețe numele acelui copil, Miguel de Cervantes? Miguel era încă foarte mic când, în 1554, tatăl său, chirurgul Rodrigo de Cervantes, a plecat, pare se, în căutare de bolnavi la Valladolid, fiindcă oamenii din Alcala nu voiau să se mai îmbolnăvească. Împăratul nu prea pare încântat de povara multiplei sale coroane și mai lipsesc abia 3 ani până ce principele Filip va moșteni prilejul de a sta față în față cu istoria Spaniei. De asta, micuțului Miguel nu-i pasă prea mult. Crește și atât. În curând e dat la carte în orașul pământurilor bogate, unde țăranii abia își ridică privirea, lipsită de interes, către soldații care se întorc din Flandra, din Italia sau din America. Urechile lui Miguel trebuie să fi fost deschise la frumoasele balade care vor ajunge apoi atât de des sub condeiul său până în clipa morții. La aceasta contribuie fără îndoială dona Leonor. Obsedată de insuccesele mediocrului student care fusese bărbatul ei, dorește pentru fiul său Miguel învățătura temeinică, acea învățătură care intră prin coate și își are drept nașă stăruința. Câți ani și-a frecat Miguel coatele în copilărie? La 15 ani se și află la Madrid, orașul devenit capitală în 1561. Madridul era un biet târgușor pe care originea arabă nu-l înfrumusețea prea mult. Resursele familiei Cervantes nu trebuie să fi fost grozave, fiindcă li se mai născuseră încă 3 copii. Pe Miguel îl găsim în 1568 ca pedagog la clasele de retorică ale magistrului Lope de Hoyos. E un tânăr călit. Într-o zi a rămas să se înfrunte cu slujitorii cardinalului Acquaviva, legat al sanctității sale, care a trecut prin Madrid în mare gravă. Vai, Doamne, ce murdare e capitala asta a unei jumătăți de lume! Dar nu venise ca să vorbească rău de spanioli, ci în vizită de condoleanțe pentru moartea reginei Isabel de Valois. Studentul sărac l-a consolat și el, în felul lui, pe regele Filip al II-lea, scriind o elegie pentru regina iubită, dar ceea ce nu putea să ghicească era că aceste versuri aveau să-i deschidă porțile nunciaturii. Cardinalul era un tânăr firav, învăluit în miros de doctorii. I-a plăcut tânărul spaniol. Postul s-a ocupat, strigă canonicul Fumagalli către concurenți. Peste câteva zile, Filip al II-lea, în salonul minuscul unde îi primea pe reprezentanții puterilor europene, îl primi și pe trimisul sanctității sale. Se spunea că regina murise de necazurile căsniciei. Regele mulțumi în puține cuvinte, iar legatul pontifical se retrase mânios, numai decât înapoi în Italia.
Voia oare să plece cu el și Cervantes? Mai e vorbă? Rămas bun, magistre Juan Lope de Hoyos. Mulțumit pentru clasele tale de retorică. Italia e un orizont minunat pentru Miguel. Student sărac, poet cu rime sărace și tocite, adresate acelora pe care nu i-a văzut niciodată. În vremea aceea, călătorile erau grele. Cu toate acestea, niciodată oamenii nu s-au aflat atâta pe drumuri. Rotunjimea pământului, care răstoarnă vechile concepții, pare să dea spaniolilor o nouă desfătare. Miguel trebuie să fi trecut din încântare în încântare, mai cu seamă de la Valencia, când a văzut pentru prima dată marea. Barcelona îi se pare floarea orașelor, școală de cavaleri, iar Roma îl orbește de strălucire. Și, într-adevăr, Roma merita toată osteneala. Domnea Papa Pius al V-lea și toate drumurile creștinătății duceau la Vatican, unde avea să locuiască Miguel. Se pare că a fost instalat într-un cat scund din turnul Papei Pascal. Era frig acolo, zburau liliecii, ce are a face, odată ce Roma, cu clericii, cu demnitățile, cu frumusețile, cu soldații, cu femeile sale ușoare, ofereau privirilor toată învălmășeala ei colorată de renaștere. Bietul cardinal n-a avut niciodată nevoie de profesorul său de spaniolă și canonicul Fumagalli a rămas surprins de hotărârea tânărului. Mă fac soldat. Și porni cu capitanul Diego de Urbina din regimentul lui Don Miguel de Moncada. Ochii săi încep de pe acum să toarcă, lăuntric, descrierea celor văzute pentru a o depăna mai târziu în scrieri. Pentru moment, nu e decât un soldat spaniol îmbrăcat în haina ei veselă, cu festoane verzi și care va fi în curând trimis către cea mai mare aventură pe apă a acelui secol. A fost un om trimis de Dumnezeu, pe nume Juan. Pentru ce, de prin toate colțurile creștinătății, se repeta această frază a pontifului Pius al V-lea? Pentru că papa, venețienii și Spania l-au înfrânt pe turc în bătălia de la Lepanto. Dar Miguel de Cervantes, de pe galera Marcheza, prea puțin a văzut din acea bătălie. Îl scutură frigurile și trebuie să facă un mare efort ca să se scoale în picioare. Își ocupă locul și e rănit, mai întâi la o mână și apoi la piept. Escadrele pleacă la Messina și acolo Miguel cere să fie dus ceva mai aproape pentru a-l vedea trecând pe amiral. Trecea Don Juan de Austria, frate vitre cu Filip al II-lea, turnat în smaltul de aur al armurii sale, cu mâna pe spada de luptă. Miguel încearcă să se scoale în picioare. Pe pasarela corăbiei apare un zeu tânăr de 27 de ani. Miguel abia a împlinit 24. Pe Don Juan, mulțimea îl aclamă în triumf, dar lui Miguel îi astupă vederea eroului său și e nevoit să-i roage pe cei din față să se dea la o parte ca să-l poată vedea. Don Juan n-a știut niciodată că el și eroica lui faptă se vor stinge încetul cu încetul, în vreme ce gloria acelui soldat cu mâna însângerată și moartă va fi în veci de veci păstrată în sacra amintire a poporului său. Ce a câștigat Miguel atunci? Un simplu ordin militar. Să-i se acorde acestui soldat un spor de 3 scuzi peste plata lui obișnuită și să fie bine îngrijit, raportându-mi se despre starea sănătății lui. Această compasiune birocratică n-a mers prea departe. Miguel a ieșit de la spitalul din Regio și a fost reîncorporat într-unul din regimentele de infanterie, pentru că invalizii se aflau atașați la arma corpului pentru care mai erau încă apți să lupte. Dar Cervantes nu va mai lupta. Frământată de neînțelegeri, Liga Creștinătății se desface.
A trecut poate prin Roma pentru a revedea garda Vaticanului, pentru a întreba de al său cardinal Acquaviva, de canonicul Fumagalli. Muriseră cu toții. Și Cervantes trebuie să pornească mai departe și să se oprească la răstimpuri, așa cum fac soldații lăsați la vatră, povestind isprăvi de tot felul și mișcând sufletele femeilor miloase. Se zice că o hangiță din Lucea a vrut să-l rețină și să-l încorporeze inimii și negoțului ei, dar n-a izbutit, fiindcă se mai afla pe atunci ca soldat în Italia și Rodrigo, fratele mai mic al lui Miguel, și au luat împreună hotărârea să se întoarcă. Da, de ce să nu se înapoieze în Spania, la măicuța lor, care acum îmbătrânise? Porniră pe o galeră numită El Sol. Pluteau apropiate 3 corăbii pe liniștita mare tereniană, când, în dreptul gurii Ronului, au fost ajunși de câteva galere turcești comandate de renegatul arnăut Mami. Legați-i pe acești câini de creștini, direcția Alger, fu porunca bicilor pe spinările vâzlașilor captivi. Direcția Alger, fu porunca adresată a celora care ridicau pânzele. Înainte, vâzlește, vâzlește! Totul era pierdut. Cervantes își pierduse libertatea. Viața lui Cervantes. Partea a doua. Sclav în Alger. Odată cu pierderea libertății, începe cea din tâi deznădejde a lui Miguel de Cervantes. Este cel din tâi semn real al destinului său potrivnic. Scrisorile de recomandații ale șefilor săi îl preschimbă într-un sclav menit răscumpărării, iar împărțirea sclavilor este dată pe seama unui personaj sinistru, Dalí Mami. Sclav în Alger. Algerul l-a primit cu cerul lui strălucitor. Pentru ce atâta soare, dacă niciodată o mai adâncă deznădejde omenească n-a fost acoperită cu o mai frumoasă mantie? Algerul este cuibul pirateriei, labirint a toate soiurile de seminții care își plâng libertatea. Unii vor munci, alții vor fi ținuți în lanțuri până la sosirea sumei de răscumpărare. Și pentru Cervantes e atât de mare. 20.000 de captivi împart cu el mizeria în acest morman de bălegar luminos care se numește Alger. Merg pe ulițe cu boneta lor roșie pentru a putea fi recunoscuți, dar sunt identificați mai cu seamă după mizeria lor, acea mizerie care face să trăiască, din nefericirea lor, 30.000 de spectatori. Cervantes, înlănțuit în firida lui de piatră, nu geme. După unii martori, a scris și versuri și tot el, cu felul lui de a fi, i-a convins în 2 rânduri pe captivi să fugă. După încercările lor de evadare, captivii sunt și mai strașnic înlănțuiți, deși Hasan Bey a pus la gleznele lui Miguel de Cervantes lanțuri de argint pentru a-i cinsti vitejia. Persoane de condiție dubioasă, oameni de prin port, o necurmată scursură de inși, deșucheați și de renegați, fac pe mijlocitorii între ei și cei ce vor să le aducă salvarea. Sosesc neîncetat călugări redemptoriști care să-i răscumpere. Într-un rând, nefiind bani de ajuns, este răscumpărat Rodrigo de Cervantes, iar nu
Miguel, ce nenoroc! Și totuși, nenorocirile sale sunt pe cale de a lua sfârșit. Călugării trinitari, Juan Hill și Antonio de la Bella, au răscumpărat atunci peste 100 de captivi. Lor le-a încredințat dona Leonor Cortinas pentru viața fiului ei, Miguel, ultimul ban. Aproape 5 ani în Alger, Doamne Dumnezeule, dar în cele din urmă sosesc la Denia, în Spania, pământul dorit. Să coborâm pe uscat, să sărutăm pământul. Cervantes a împlinit 33 de ani. Din nou acasă. Nu-i ușor să bați la o poartă pe care nu o cunoști, dar în dosul căreia se află ceea ce atât de mult dorești. Așa trebuie să fi bătut Miguel cu ciocanul în ușa căsuței sărace a tatălui său, chirurgul Rodrigo de Cervantes, unde locuiesc la oaltă cu părinții, sora sa, Andreea, și fiica ei, Constanța de Ovado și Magdalena. Andreea, având încă de pe atunci frumusețea veștejită, dar pretinzând să fie luată de nevastă, chiar și prin sentința de acțiune judecătorească, de către ultimul ei amant. Mama lui e o bătrânică blajină și prăpădită de pe urma vieții ei grele. Cum a mai răvășit-o vântul vieții? Și de ce fiul ei ține brațul stâng la spate? Da, mamă, da, Miguel n-are dintr-însul decât un ciot și se spune ciungul. Dar viața este plină de trufie și de încăpățânare. Ne urmează fără să ne ceară voie. Umblă cu noi, silindu-ne să-i primim tovărășia. În felul acesta s-a pomenit și Miguel de Cervantes, apăsat de griji, alături de familia sa, trăind atât de lipsit încât se hotărăște să ceară, să reamintească povestea sa, să trimită memorii, doar să o găsi cineva care să-l ia în seamă pe soldatul din Italia, din Grecia, din Alger, încă din captivitate, i-a trimis lui Mateo Vasquez de Leca, prietenul său, secretar al lui Filip al II-lea, un memoriu în versuri, astăzi faimos, pe atunci nici măcar citit. Cei mari sunt atât de ocupați cu noul regat al Portugaliei, cucerit de ducele de Alba. Ne putem da seama că Madridul, acum capitala lumii, cu viața lui pestriță și zgomotoasă, nu este un loc potrivit pentru meditație și timpul îi se scurgea între San Felipe, sediul bârfelilor, și frecventarea teatrelor, Miguel fiind un admirator al lui Lope de Vega, pe care îl văzuse încă din copilărie. Acum Miguel este și el autor dramatic. A scris o foarte frumoasă tragedie, Asediul Numansiei, și o comedie pe tema captivilor, Temnițele din Alger. Dar stau să-l pândească monstruoasele zâne ocrotitoare ale lui Lope de Vega, care peste câțiva ani numai își va întrona monarhia comică. În căutarea unei slujbe. De ce să nu se ducă și el în noul regat? Portugalia e o binecuvântată țară verde, unde Miguel îi poate întâlni pe prietenul său Vasquez, pe tovarășul său de captivitate, Don Antonio de Toledo, fratele ducelui de Alba. Ca și regele Filip, care trimitea din Lisabona cele mai duioase scrisori primite vreodată de fiii săi, trăiește și Cervantes în Portugalia clipele sale cele mai luminoase.
S-ar părea chiar că începe să-l însoțească o anumită favoare, fiindcă e trimis la Oran într-o misiune strict confidențială și îi se dau 50 de ducați de aur, ceea ce îl face Miguel să se încredințeze că norocul îi zâmbește din nou. S-ar părea că Miguel și-a trăit aici ultimele clipe de ambiție curteană. Ce aduce cu el din Portugalia când se întoarce la Madrid? O carte în care amestecă versuri vechi cu entuziasme noi. Galatea. La Madrid îl așteaptă veșnica boală a încurcăturilor economice de care au suferit endemic și el și familia sa. Adevărul este că în acel du-te vino în căutare de bani vedem întrucâtva imaginea scriitorului de atunci și de totdeauna. Iubire risipită. Miguel a cunoscut-o pe Ana de Rojas, cunoscută printre actorii ambulanți sub numele de Ana Franca. Asta da dragoste. Miguel a găsit un editor pentru Galatea pe Blas de Robles și cartea a dedicat-o lui Ascanio de Colona, abate de Santa Sofia. Cervantes nu mai e fericit când pleacă de acasă, ci numai când se întoarce. Îl așteaptă acolo două ființe, Ana și fiica sa Isabelita. Actrița îl primește de obicei prost, pentru că nu își dă bine seama care mai poate fi însemnătatea scriitorilor de comedii, odată ce există mari actori care le improvizează ei singuri cu talentul lor. Îi e greu să o educe și să o domesticească pe Ana Franca lui, care rezistă și se dă în lături împotrivindu-se ca o sălbăticiune. Și la ce folosește că a scris piesa amuzantă sau zăpăcita dacă sunt comedii care nu se reprezintă? Într-o bună zi, amorul izboară din colivie, lăsând acolo o copiliță care plânge. Când tatăl ei dă să deschidă ușa, o găsește pe Isabelita mâncându-și degețelele și lacrimile, în timp ce vecinele îi dezlușesc cum a fugit maică-sa cu actorul Alonso Rodriguez, impresar de comedii. Ce proastă! Nici numele ei, nici al acelui actor care a fost soț, nu vor rămâne scrise pentru posteritate, ci numai numele bietei ființe disprețuite care o îmbrățișează pe Isabelita, presimțind că nici povara ei atât de ușoară nu va putea fi ținută pe brațele sale. Eșecul căsătoriei. Părinții i-au oferit o logodnică pe dona Catalina de Salazar Palacios y Iosmediano, rudă mai îndepărtată de-a lor, care trăia cu mama ei în Esquivias. Peste câteva zile, Cervantes își făcu intrarea în sat. Acesta e Miguel, o fi zis preotul prezentându-l. Copila Catalina l-o fi privit cu o ușoară mirare scandalizată, văzându-l atât de bătrân și de gălbejit. Mama o fi găsit foarte convenabilă acea anumită vârstă, care îl scutea de ștengării, în timp ce Miguel, nici vorbă, speria de gândul că va deveni un om aproape bogat, își pleca privirile în fața celor 182.297 de maravedis pe care îi avea de zestre viitoarea sa soție. Catalina are 19 ani și un frate preot,
Francesco Palacios. Pământurile sunt roditoare, bune pentru vii. În schimb, o viață stearpă avea să-l întâmpine în intimitatea Donei Catalina, foarte sigură de foaia ei dotală, ce a fost înregistrată pe ziua de 9 august 1586 în fața lui Alonso de Aguilera, notar din Esquivias, locul unde s-a dus să trăiască Cervantes. Căsătorit, liniștit, mult va mai râde mai târziu în interludiul său judecătorul de divorțuri pe seama liniștii celor căsătoriți. Bogat, dar fără a dispune de nimic. Dona Catalina era o femeie pe care o speriau isprăvile cavalerilor vii și o entuziasmau bravurile cavalerilor de prin cărți. Niciodată nu l-a lăsat pe Miguel să vorbească de adevăratele aventuri întâmpinate de realii eroi. Cervantes ajunsese să dorească până și lanțul care strângea piciorul în fortăreața algeriană. Ce plictisitor și ce trist îi apărea satul! Cine avea să treacă pe dinaintea ferestrelor lui? Un moșneag, un măgar, un copil, un câine? Și ce vecini? Țesătorul, morarul, crâjmarul, curelarul? Catalina și Miguel continuau să se ciocnească, unul cu orgoliul lui, cealaltă cu zgârcenia ei. Catalina se prefăcea că nu-i cunoaște meritele, în timp ce el râdea de cărțile mincinoase pe care o rudă de ei, Alonso de Quijada, îi le dădea de citit. Ce cămin tăcut, rece, puțin atrăgător. Într-o bună zi, Miguel socotea că-i de ajuns. Porunci să-i se pună șaua pe catâr și părăsi casa din Esquivias fără a mai întoarce capul. Câmpiile din La Mancha se deschiseră să-l primească. O slujbă tristă. Cervantes se avântă în câmpul unei îndeleniciri grele. La Madrid trăiesc mama și surorile lui, cărora li s-a mai adăugat și Isabel de Saavedra, copila dragostei sale. În 1585 pleacă la Sevilla, unde, cum spune, avui alte lucruri cu care să mă îndelenicesc. Ajunge comisar pentru aprovizionarea flotei. Lui Miguel îi cad ca un blestem sorții să fie tocmai el, anticavalerul rătăcitor, omul care trebuie să numere bani și să-i scoată cu binele sau cu anasâna, ridicând bâta regelui asupra văduvelor și orfanilor, în loc să-i ajute în numele lui. Ce tristă slujbă pentru Miguel! S-au sfârșit mărețele bătălii în care putea să-și piardă mâna, dar în bătălia care începe, poate să-și piardă onoarea. Se duce în multe locuri și pretutindeni îl primesc cu strigăte, pentru ca toți să se pregătească sau să fugă. Comisarul regelui, comisarul regelui, ca și cum ar striga către vecini că vin hoții. Și așa în toate satele, sperind fetele, făcându-i pe nevoiași să-l blesteme, cunoscând hanul de toată mâna și purici de toate soiurile, încercând pe pielea lui asprimea pernilor străine și tovărășia unei adunări atât de pestrițe de oameni, încât niciun alt scriitor spaniol nu va da la lumină în romanele sale atâtea personaje. Cervantes e sătul până peste cap de drumuri. Nu mai poate. Ar fi bine să le pună capăt. În 1590, lui Cervantes îi se cere să dea dezlușiri despre cantitățile colectate de el.
Socotitorul Cetina a găsit 795 de reali lipsă. Răspund garanții lui Cervantes. Viața trebuie să-i fi devenit foarte grea, fiindcă în luna noiembrie, când la Sevilla a prins să se ridice negurile de pe Guadalquivir, actorul hangiu Tomas Gutierrez, care a stăruit tot timpul pe lângă el, Miguel, de ce nu scriu o comedie în care se redă doi inși, că eu găsesc o curte unde să se reprezinte, a trebuit să se pună chezași ca niște negustori să-i livreze prietenului său stofă pentru un rând de haine. Nenorocirea a început să-l caute cu înverșunare pe Miguel, care trebuie să dea socoteală de banii ce lipseau. Nenorocirea, care i-a călcat pe urmele pașilor până la temniță, a izbucnit în râs, văzând că nimeni nu dădea un ban garanție pentru acest om uscățiv și trist. Viața lui Cervantes. Ultima parte. Don Quixote în temniță. Cervantes la închisoare. S-au deschis porțile. Toată liota temniței s-a pus în mișcare ca să-l vadă pe noul prizonier. Toți țipau, fiindcă acolo niciodată nu poți afla nici liniște și nici tihnă. Scoteau cărțile de joc, jucau. Ei, tu, ăsta cu mutra amărâtă, îți place să joci cărți? Nu? Dar de ce ești ciung? Ți-au tăiat mâna când te-au prins cu ea în vreo pungă? Da, firește, îngână Cervantes cu noftat. Cum era să vorbească aceste iliote de onoarea bătăliilor, de Lepanto, Coleta, Italia sau de captivitatea în Alger? Acum se află în mijlocul celei mai ciudate adunături din câte i-a fost dat să vadă, înconjurat de hoți, de deșuchiați, de jucători de cărți măsluite, scursori de toate soiurile. Îi hrăneau femeile și apoi dănțuiau și cântau pentru ei, unii dintrânșii trecând de la viață la moarte cu aceeași injurioasă nepăsare. O lume de soiul ăsta îl înconjură, până când Gutierrez s-a obținut prin bani o celulă pentru el singur, în care i-a adus hârtie, cerneală, pană, pâine. Ca un rege ai să stai dumneata acolo. Scrie, scrie numai decât o suplică către Consiliul Regal al Contabilității din Madrid, cu toate dovezile de dezvinovățire. Da, asta e. Să scrie. De ce nu și-ar fi privit el cu oarecare simpatie această celulă unde în sfârșit găsea tihna? Și-o fi tăiat pana de scris, și-o fi rânduit hârtiile, și-o fi mutat masa mai la lumină. Unde mi-am risipit viața? Visuri de pace, visuri de glorie, visuri de faimă. O, unde v-ați ascuns? Și își aminti că doar un singur om fericit întâlnise în viața lui, un prieten pe jumătate nebun al soției sale, liniștit în blajina lui nebunie de a se crede cavaler rătăcitor. Și scrânteala îi venise de la faptul că se îndrăgostise de o domnișoară din Toboso, Aldonza Zarco de Morales. Îl îngrețoșa gândul la lumea certurilor, a prețurilor, a banilor, a constrângerilor și a afacerilor, de care își bătea joc
fiindcă el credea încă în gloria luptelor, în onoarea femeilor, în mărinimia cavalerilor și în mantia milei. Ce tăcută e celula lui Miguel, într-atâta încât până și bătăile inimii a ajuns să și le audă. A șovăit o clipă, a aprins lumânarea, s-a așezat la masă, a privit hârtia pe care sta scris numai atât: domnului președinte al Consiliului Regal al Contabilității din Madrid. Trase asupra acestora o linie groasă și începu să scrie primele cuvinte din noua carte, Don Quixote de la Mancha. Într-un sătuc de la Mancha, de al cărui nume nu țin să-mi aduc aminte, nu-i mult de când trăia un cavaler din cei cu lancea în panoplie, scutul străvechi, mărțoaga pricăjită și cu ogarul iute de picior. Semnalele străjilor întrerupeau din ceas în ceas tăcerea nocturnă. Temnița Seviliei sfărăia. Miguel de Cervantes, treaz, trecea acum să locuiască în sânul gloriei.